Bună ziua, domnul consilier. Bună ziua. Bine, ne-am revăzut în sala ședință. În temeiul articolului 133, alineatul 2, litera B, și articolul 134, alineatul 1, litera B, poftiți, domnul primar, să încep ședința și domnul consilier. Prevăzut în codul administrativ și a convocatorului administrat sub numărul 9046 de 11-10-2022, așa. Vă invităm în data de azi, 17-10-2022, la ora 12, în sala de conferință OAT Tamaș pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Tamaș. Scopul ședinței este alegerea președintelui de ședință pentru luna viitoare și alegerea vicelui primar. Supunem la vot cine este procesul verbal. Procesul verbal de luna ședința de felul. Da, procesul verbal din 7-10-2023. În conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 134 litera, baza convocatorului cu numărul 1327, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului OAT Tamaș, județul Batrâni, în data de 29 septembrie, a fost convocarea ședinței ordinare la 1 septembrie. Din verificare cu aceste prezențe, rezultă că la ședința de astăzi din cei 12 consilieri care compun Consiliul Local cu Tamaș, sunt prezenți 11 consilieri locali, absent fiind domnul Vitelie Vară, probleme de sănătate, astfel că ședința este egal constituită, scoate ce lucrări. La ședință au participat numai 10 consilieri locali, doamna consilier Lupu, învoindu-se cu acordul tuturor consilierilor locali pentru probleme personale, primarul, secretarul și numărul de 4 persoane care doresc să ia cuvântul la capitolul diverse. Secretarul general dă citire procesului de bani ședința anterioară, care este votat cu 10 voturi pentru, 0 abține, 0 împotrivă. Președinte ședință, prezintă ordinea ședinței CAFE, proiect de hotărâre 52 privind aprobarea plăcerului la zona metropolitană, proiectul de hotărâre 53 privind aprobarea tradițională la contractul privind servicii de colectare și transport de deșeuri în municipiul Bacău, proiect de hotărâre 54 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Tamaș, proiect de hotărâre 55 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiție a primării Tamaș, proiect de hotărâre 56 privind aprobarea cătării necesare funcționarea salului portului Tămășarca, toată reconstruirea postului local. Proiect de hotărâre 57, privind aprobarea actului adițional contractului de concesiune privind durata concesiunii CDI Dr. Nazare Lucica și proiect de hotărâre 58, privind transformarea în post contractual de execuție în funcția publică. Și punctul 8 diverse. Se supune la votul ordine de zi, votul 8, 2 abțineri. 8 pentru și 2 abțineri. Așa. Primarul, președinte de ședință, dă cuvânt inițiatorul proiectului, domnul primar Matieș. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 500 privind aprobarea plăcerii anuale la zona metropolitană. Președinte de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie domnul Toma. Așa, președinte de ședință îi dă cuvânt. Domnul Toma consideră că raportul de specialitate nu fundamentează suficient proiectul de hotărâre. Primarul răspunde. Prin citirea raportului, în cauza precum și anexelor alăturate, arată că sumele de plată sunt clare și exigibile. Se supune la vot, votul pentru 9, o abținere. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 53 privind aprobarea actului adițional privind delegarea serviciului de colectare transport de șeruri în municipiul Bacău. Președinte în ședință întreabă cine se scrie la cuvânt, dă cuvântul domnului Toma, care consideră că nu a identificat clauzele din contract. Se supune la vot, 8 pentru 2 abținere. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 54 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli. Președintele ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie domnul Toma și domnul Ceasă. Președintele ședință dă cuvântul persoanei înscrise, urmează dezbaterea. Domnul Toma solicită lămurire de specialitate și oprită pe doamna economist Andrei Niculina în ședință. Aceasta aduce lămurire de specialitate despre documentul aflat în proiect. Domnul Ceasă Constantin renunță la intervenție. În contextul lămuririlor aduse de doamna economist Elena, pardon, economist Andrei Niculina, avem două intervenții astăzi. Domnul Toma Petrică întreabă, unde se duc banii pentru lucru cu excavatorul? Domnul Mișca, nu se cheltuie banii ținut din prestațiile cu excavatorul.
Doamna economistă Andrei răspunde că în conturile primării președintele de ședință se pune la vot. Votări pentru număr, o abținere. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 55 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții. Președintele de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică. Președintele de ședință dă cuvânt persoana înscrisă, urmează dezbatere. Domnul Toma solicită explicații doamnei economiste Nicolina referitoare la plasarea sumelor de bani. De asemenea, consideră că s-a consumat prea mult carburant. Doamna economistă Nicolina explică că valoarea totală merită a sumelor prevăzute pentru carburant derivă din creșterea spectaculoasă a prețului pe plan mondial la carburant. Domnul Mișca întreabă dacă sunt întocmite foi de parcurs pentru funcționarea microbuzului. Primarul răspunde că da. Președintele de ședință supune la vot, votul pentru nouă, o abținere. Proiect de hotărâre 56, prezentat de primar, privind aprobarea cheltuielilor necesare funcționarea ansamblului procurorului Tămășanca. Se scrie la cuvânt domnul Toma Petrică, care consideră că ansamblul nu poate fi finanțat datorită raportului Curții de Conturi. Primarul precizează că nu e adevărat că în raportul Curții de Conturi nu există această interdicție. Președintele de ședință dă cuvântul secretarul comunii, care face referire la cele trei variante legale de finanțare și precizează că varianta cea mai simplă și totodată legală este finanțarea ansamblului, este ca finanțarea ansamblului să se facă în baza legii 98-2016, atenție cu și șablonul de aplicare acesteia. Președintele de ședință se pune la vot, votul 4, împotrivă 4, abține 2. De fapt, n-au refuzat să voteze două persoane. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 57 privind aprobarea actului adițional la contractul concesiunii CEBI Nazare Lucica. Președintele de ședință întreabă cine se scrie la vot, nu se scrie nimeni și se pune la vot. Votul pentru 10, împotrivă 0, abține 0. Primarul proiect prezintă proiectul de hotărâre numărul 58 privind transformarea în post contractual de execuție în funcție publică de execuție. Se scrie la vot domnul Toma Petrică, care consideră că postul respectiv nu poate fi transformat în funcție publică. Președintele de ședință spune la vot, votul 0, pentru 0, împotrivă 8, abține 2. Domnul consilier local refuză să voteze. La diverse președinte ședințe întreabă cine se înscrie la cuvânt. În acest capitol s-au înscris trei persoane care au dorit să participe la ședință. Domnul Bâciu Vasile, doamna Chetraru Nuța și domnul Vladiski Blat. Domnul Bâciu Vasile solicită vânzarea spațiului cabinetului medical din comună și dorește detalii despre tablarele care sunt luate despre terenurile care sunt acaparate de neaveniți. De asemenea, se declară foarte afectat că unii are cu tractorul cu brazda la vale. Anunță că a fost dat afară din Partidul Comunist în 1989. Dorește înființarea unei mănăstiri și a unei rape de gunoi a unui centru de bătrâni și a unei case memoriale de dr. Constantin Petraru. Dorește să le fie acordate titlul post-mortem pentru dr. Constantin Petraru și învățător Nediță Gelu. De asemenea, întreabă de ce nu se ia măsuri pentru interzicerea vânzării ambulante de mărfuri comună. Domnul Vladinski aduce la cunoștință faptul că intenționa să meargă la un alt ansamblu din altă localitate, în situația în care ansamblul Tămășanca nu va fi finanțat în acest an. Doamna Chetraru, despre situația ansamblului Tămășanca, afirmă că se muncește cu titlul gratuit și că aceasta este bucurie pentru copiii din sat și pentru părinții acestora, iar desființarea acestora s-ar datora exclusiv Consiliului Local. Domnul Ceasar consideră că desființarea ansamblului Tămășanca ar fi doar de vina primarului și a coordonatorului acestuia. Primarul răspunde că vina aparține Consiliului Local și una celor persoane indicate anterior. Domnul Tom afirmă că trebuie făcut adresă la prefectură pentru înființarea trei posturi de agenți de pază. Am încheiat. Da. Supunem la vot. Cine pentru vot? Supun moșul de adesivă. Da. Asta o sapă. Supunem la moșul de adesivă. Este primișorul, o indicată prezență Comisia Juridică este semnat, avizul Comisiei de Sudași pentru proiectul 563 și pentru proiectul 62, pentru că în vedere, e putin. Ordinea de zi. Ordinea de zi. Ordinea de zi, supunim la urmă. Cine este pentru? Facem o propunere pentru doamna Lupu.
Eu fac o propunere pentru domnul Cătălin Grișa, ca viitor președinte, pe 2 iulie, octombrie, noiembrie și decembrie. Noiembrie, decembrie, ianuarie. Noiembrie, decembrie, ianuarie. Deci pentru domnul Grișa, da? Da. A, cineva. Noiembrie, decembrie. Cine mai face o propunere? Atât. Spune-mi la vot atunci. Cine este pentru domnul Grișa? Înseamnă că luna care vine, avem președinte de ședință. Okay. Acum să începem cu alegerea vicele primar. Cine face propunere? Propune pentru vicele primar. Cine face alege? Eu propun. Domnul Bucur. Eu propun pe domnul Șasa. Sunt fata lui Varcu din funcția de viceprimar al Comunei Tamaș, din cauza că el încă este viceprimar. Nu a fost dat afară de când l-am ales viceprimar, din așa comunitate. Nu a fost propune. Nu a fost dat afară. Propunem, discutăm la diverse. Și acum îl propunem din nou ca să fie viceprimar al Comunei Tamaș. Bine, domnul. Mulțumim. Propunerea de partea consilierului local. Consilierul local, deci nu ai voie, că n-ai voie să nu. Propunerea de partea consilierului local. Are voie și primarul. Are voie și primarul. Și primarul și consilierul. Da, dar dacă vrea, domnul Poc. Am vrut eu să-l duc. Am vrut eu să-l duc. Dacă vrei să refuză, dar ce treaba? Da, da. Păi supune-mi la ce e pentru Popa. Da, nu, că nu poate să spune. Nu poate să spune. Nu poate să spune. Dacă mai sunt propuneri. Propuneri mai sunt atât. Și propuneți membri pentru Comisia de Validare. Da. Cei trei membri pentru Comisia de Validare. Cine propune? Domnul Mătrea președinte. Și vă propun domnul Toma. Dați așa puțin. Deci a propus doamna... Doamna Rupu pe domnul Mătrea. Nu este, doamne, neamul, 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 eu pe domnul Toma. Lupu pe domnul Toma, da? Ceasar pe Lupu. Și domnul Ceasar pe Lupu. Da. Supărima la cei pentru comisie. Ceasa Constantin și domnul Coca Lucea, da? O să vă rog să așteptați două la trei minute să mergem să facem repetit de vot. O să vă rog să fie vot la toți cățetățile voastre dumneavoastră. Să vă votăm pe următor. La rubrica 1, Ceasa Constantin PSD, rubrica 2, Coca Lucea PSD. În dreapta aveți opțiuni da și nu, da și nu la fiecare. Pentru care vreau să-l votați, puneți da. Scrie da, vreau să puneți, puneți da. În cealaltă parte, unde nu se dă acolo, nu scrieți nimic. Scrieți da. Ori da, ori nu fix, dar puneți da, ca scrie mai bine. Deci dacă vreți da, puneți în dreptul nu. Da, da? Dacă vreți nu, puneți în dreptul nu. Da. Da, puneți da în dreptul nu, dacă nu puneți de acolo. Deci încă o dată. Unde pui da, e corect sau doriți să-l faci? Deci pui da, dacă ești de acord cu domnul Ceasa, pui da. Dacă nu ești de acord cu domnul Ceasa, pui da la nu. Dar e greu e sistemul ăsta. Bifat. Atunci pune la fa, cum vreți dumneavoastră? E greu e bifat. Ha? Cine e bifat? Bifat cu un X. Ok. Un X și să-l alegi din 2. Deci cine vă dea cu domnul Popa Lucian? Deci cine vă dea cu domnul Popa Lucian? Pune da în dreptul lui. Alături cu un X. Da, cu un X. Deci X. Deci unde scrie da, înseamnă că ești de acord cu acea persoană. Ce trebuie să... Am o întrebare. Deci nu trebuie să pună la fiecare persoană, dar la o persoană care... La o persoană, persoană cu care este de acord. De exemplu, dacă ești de acord cu domnul Ceasa... Pui un X, dar nu. Pui bifat. Pui X, dacă așa stau. Pui X. Deci pui X cu domnul Ceasa, da? La celălalt te tragi un X. Nu mai tragi nicio legă. Nu tragi un X. Deci stabile în regulă asta. Pe cine vreți să votați, puneți da, la da. Cine vrei, pui un X. Cine vrei.
Rămâneți, rămâneți. Deci rămâne cu cea care vota, la ceilalți mai trebuie să știți. Așa mă trebuie. Deci aveți comisia. Să înțeleg că domnul este președintele comisiei. Da, da. V-ați înțeles între voi? Da, nu mai bine. Comisie. Da, da. Eu să știu treaba asta, nu da. Deci avem domnul Mudrea, domnul Toma și doamna... Domnul Bucur, nu? Da. Comisie. Votați președintele, vă stăbiriți între voi, nu mă vă. Vă pun pe domnul ca președinte și comisie. Ca să ții în mâine răspunde. Sunt de acord, da, de șapte. Vă reamintesc, votul este secret. Hai să vă votul este secret. Fiecare și-a votul, mergem ca vin în votează, nu bagă nu. Asta supravegheată comisia de validare. Thank you.
să facem câte una și o să primim, da? Deci domnul Ceasă, da. Domnul președinte, domnul Ceasă, da, FIFA, X, da. Domnul Ceasă Constantin, Bihar, X. 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 Domnul Ceasă Constantin Bihar, X. Da. Domnul Ceasă Constantin Bihar, X. Unanimitate. Întotdeauna. Bună jos. Da. Domnul primar, ne-a început în ceață și-l aștepte mâine la serviciu.
Nu făceam. Iar procesul? Două, în mediul și eu. Domnul Popa, vreau să-i spui două cuvinte. Da. Eu am rugăminte la acel care reprezentant al Domnul Primării să facă, să lese jos toate... Foarte bine, să pun lucrurile așa. Contradictul și să îmi dau cu cam de treabă și eu cred că o să fie bine. Îi rog frumos să lăsăm totul deoparte. Așa este. Să se vedem pe... Da, domnul Primării. În vederea constituirii comisiei de vot funciar, am studiat legea, am stat de vorbă și cu primarul, am venit și la prefectură și m-am informat. Prevede legea ca printre membrii comisiei de fond funciar, și fac o paranteză înainte de a finaliza ce am început, iar comuna are o mare problemă datorită faptului că comisia de fond funciar nu funcționează de un an și ceva. Sunt reclamații inclusiv la avocatul poporului, am dat niște răspunsuri la prefectură, nu mai zic, și așa mai departe. Conform legii, dacă un cetățean de mulțumit dă în judecată primăria și Consiliul Local că nu funcționează această comisie, în instanță, judecătorul trebuie să identifice persoana vinovată și este pusă la plată. Secretarul, dacă nu demarează treburile, primarul, dacă nu-și face treaba, viceprimarul ce ține de el, dar pot fi amendați și membrii Consiliului Local, pentru că nu își îndeplinesc atribuțiunile. De asta vă spun. Urgent, Consiliul Local trebuie să inițieze, conform articolului de lege, l-am și notat, să inițieze o întâlnire cu proprietarii de terenuri. Trebuie convocat. Așa. Dați și mie da. Treaba asta vă rog să inițiați conform legii, o treabă pentru cine nu știe, să vrea să facă poate să la ministru de vot să inițiem împreună aceasta, așa, un proiect de hotărâre în Consiliul Local, prin care se convoacă persoane din comună care dețin terenuri să se aleagă 2 la 4 reprezentanți în această comisie. Punctul 2. Am înțeles că domnul Bucur n-ar mai vrea. Conform legii, cine nu mai dorește, ar mă doriți, bun. Dar dacă e cineva care din vechea comisie nu mai dorește conform legii, poate să depună o cerere, să arate motivele și este scos din funcție și votează la cineva. Dacă... Eu, la tot treabă, tot în legătură cu asta. Eu sunt de acord să meargă tot prin Consiliul Local, nu mai faci o adunare generală. Din cauza că primarul face parte ca președinte din comisii, vicele primar face parte din comisii, Udrea din comisii o mai fost și este, eu am fost și este și sunt în continuare și Bolughea tot la fel. Și noi care trebuie prea nou. Vă supunem la vot pe el. Deci, legea prevește că aș face 2 la 4. Din experiența... Între 2 și 4, ca să înțeleagă. 2 și 4, deci minim trebuie 2, maxim 4. E bine să fie 4, în cazul doar care decedează unul. Așa e. Se întâmplă să nu poate veni, ne bazăm pe 2. Nu putem să facem alegeri în comun, fiecare dată că dispare câte unul din coaliție. De asta e bine să votăm 4 oameni. Acum, dacă da. Asta rămâneți, Bolo și cu Mândrea, 3, ar mai trebui la 4. Acum, în cum se arăt, v-am spus cum prevede legea Consiliul Local, trebuie să hotărască treaba asta. Eu aștept din partea Consiliului Local, conform legii, proces verbal cu alegerile cum s-au votat și pentru mine nu contează cum o cheamă. M-ați înțeles? E cum veni la dumneavoastră, noi opoziția vom veni la dumneavoastră și vom vedea. Da. Oricine vine, vine la da. Are ușa deschisă, putem discuta pe lege și vă sprijin cât mai sunt pe aici. Ia să-i dat pe dumneavoastră. Da, da, da. Da, da. 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 Da.